Nu am solicitat. Vi s-a oferit? De colegi? De oricine? În cariera mea de aproape 20 de ani nu au fost foarte multe cazuri. V-a oferit vreodată Aurelian Pavel șpagă? Exclus. Am primit cadouri de la domnul Aurelian Pavel sau de la un alt ofițer din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate de Constanța. Sau din alte părți? Sau din alte părți. Și din alte părți. Niciodată vreunul din cei 5 colegi mei care mi-au fost șefi toți, da? Unii direcți, alții indirecți, nu mi-au solicitat să îndrept o anchetă într-un sens sau altul. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți în direct la Subiectiv. Intrăm astăzi puțin în culisele dosarului Mită pentru Chestor, pentru că știți că s-a vorbit despre o listă de șefi de poliție, s-a vorbit despre o mită în produse alimentare, crap, șalău, vin, whisky și sunt multe lucruri neclare în toată povestea. Guvernul a rămas astăzi fără ministrul transporturilor, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Decizia nu e definitivă, dar consecințele politice pot fi definitive. Mai vedem cât de speriat este Traian Băsescu de pragul de la referendum. În această seară, invitați la Subiectiv domnul Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru învățământul superior, domnul Andrei Gerea, deputat PNL, domnul Costin Georgescu, fost director al Serviciului Român de Informații, domnul Val Vâlcu, Decenius, și alături de noi domnul Liviu Ungureanu, fost comisar șef în Poliția Română. Bună seara, domnul Ungureanu! Bună seara, domnul Pescu. Am început cu un scurt interviu pe care l-a dat domnul Ungureanu în ziua în care a izbucnit treaba asta într-un ziar din România. Cu alte cuvinte, dânsul, sau poate că n-o fi dânsul, că nu se știe încă, ar apărea pe o listă, în poziția a treia, pe o listă scrisă de mână, cum bine vedeți, care... Nu-i așa? Era un centralizator pentru, ca să zic așa, aprovizionarea șefilor de poliție. Pentru că aici văd produse alimentare. La domnul Ungureanu văd 4 sticle de vin și o sticlă de whisky. La ceilalți văd pește, văd alte lucruri. Dom'le, eu am zâmbit pentru că mi-am dat seama așa prima oară. Dacă dânsii sunt șef de poliție, să iei șpagă în pește sau sticle de vin este nici de sectorist. Nu se pretează. Adică e prima chestie. Mi-a sunat clopoțelul puțin. Acum, vreau să vă întreb dacă sunteți dumneavoastră cel de pe listă, domnul Ungureanu. Adică, că nu scrie decât Ungureanu. Cu siguranță nu sunt eu. Nu, nu aveam de ce să fiu eu acolo. Chiar dacă, prin absurd, presupunând că acea listă ar fi reală. Da. Dar ar fi în cutărie și o să vă și dovedesc nu cu probe. Da. Că lista aceea conține foarte multe date false. Falsă. Da, știți de ce v-am întrebat? Pentru că aici scrie Ungureanu de mână, iar în text se zice că ați fi dumneavoastră, nu știu după ce criterii de deducție. Mihai Răzvanu, nu știu, zic și eu, Doamne ferește, să nu-l atace pe fostul premier, care nici n-a fost în poliție, da. Okay. Era vorba așa. De vin la metru, nu era de whisky. Mergem la domnul comisar șef, ca să lămurim niște lucruri. De la 18 ani. Aveți idee? De când nu mai lucrați în Poliția Română? De aproximativ 2 ani de zile. De 2 ani de zile? De 2 ani de zile am plecat prin demisie. Deci de asta ați plecat prin demisie de 2 ani de zile. Dacă ați fi dumneavoastră cel de pe listă, înseamnă că lista ar avea cel puțin 2 ani vechime. Cel puțin. Dacă asta e șpagă, 2 ani ce-au păzit. Păi trebuie să vă spun, dar tot din date publice, că se pare că a existat ceva anchetă. Astăzi am citit și eu în diverse publicații că acea listă ar fi de fapt parte dintr-un dosar. Că o fi un dosar la DNA, că o fi un dosar la DGA, asta poate ne va putea spune ancheta pe care domnul ministru Stroie a dispus-o în acest caz. Da, din punctul nostru de vedere, un om care a ieșit din poliție de 2 ani, toată povestea asta așa a apărut acum, de unde credeți că a apărut? Cu siguranță nu din neant. Există persoane binevoitoare. În primul rând trebuie să vă spun că să începem cu șefii, care se presupun că ar fi luat acele bunuri. Acești oameni sunt oameni care au coordonat anchete foarte importante de-a lungul timpului.
Tot din date publice vă pot spune că se presupune că acea listă ar fi fost întocmită cu ocazia unui Crăciun. Deci acele daruri ar fi trebuit să ajungă în preajma unui Crăciun, mai exact în preajma Crăciunului anului 2009. În 2009 eram în poliție și ocupam o funcție de conducere. În 2009? Deci e mai veche de 2 ani? Cu siguranță. Asta vă spun tot din date publice. Deci 4 ani ce-au păzit e întrebarea corectă. Nu 2 ani ce-au păzit, dacă era mică. Păi se pare că s-a dat o soluție. Fie de DGA, fie de DNA. Nu pot să vă confirm, dar cu siguranță a fost un caz. Da, de ce a apărut acum, dacă e vechi de 4 ani? Păi, haide să ne gândim. În luna mai au fost arestați cei 3 ofițeri de poliție care se presupun ar fi torturat pe ofițerul acoperit ce-i cerceta, sper, sau mă rog, ce-i investiga pe ofițerii de crimă organizată de la Constanța. Da. Păi, nu se pupă. Pe ăla l-au bătut când? Păi l-au bătut cu o lună înainte, adică undeva prin aprilie sau martie. Pentru o poveste veche de 4 ani. Deci sunt 3 ofițeri arestați de la Constanța, în caz. Păi nu mai înțeleg legătura, nu spun că n-a fost bătut, că a fost bătut omul acela, dar nu mai înțeleg legătura cu lista. Pentru că dacă lista are 4 ani vechime și omul a fost bătut acum o săptămână, dai lista în sprijinul a ce? Să demonstrezi că a fost bătut pentru o chestie veche de 4 ani. Știți cu siguranță că a fost bătut acel ofițer? Nu știu, așa scrie presa. Scrie, dar la un alt post de televiziune, un reprezentant al sindicatului poliției a afirmat și cred că a făcut o afirmație în cunoștință de cauză că acel ofițer are un certificat medical, e adevărat, dar sunt 0 zile spitalizat. Dacă l-au torturat în așa hal, bănuiesc că ar fi fost spitalizat mai multe zile. Pe domnul Pavel de la Constanța, comisar șeful, cunoașteți? De foarte mult timp. Ați lucrat cu dânsul? Bineînțeles. Și cum vă explicați, ca om care ați ieșit din poliție de 2 ani, apariția pe listă și a, mă rog, oamenilor care ar fi fost chipurile mituiți, inclusiv de dânsul? Adică când de la dânsul se strângeau și mergeau mai sus lucrurile astea. Este foarte interesant. Trebuie să vă spun că eu o să acționez în instanță respectivul cotidian, considerând, zic eu cu juste mei, că mi-a fost aduse grave prejudicii demnității, onoarei mele, da? Mai atât, dar nu puteți, că nu spune numele, tocmai asta făceam o glumă, că da, nu scrie Ungureanu, e adevărat. De Ungureanu, chiar unul care n-a lucrat niciodată în poliție. E adevărat. Deci, în poliția română sunt cu siguranță foarte mulți cu numele de Ungureanu. Măcar 10 ori fi. Da. Poate ne poate spune domnul Tachi cum a asociat numele de Ungureanu și cu prenumele Liviu.